begging for more. I was near the crowd. I didn't know, holding me tight. Looking at the shore, I was not your sound. Baby, get down town. Baby, get down town. Dacă în următoarea perioadă aveți de gând să vă renovați casa sau să faceți mici modificări, trebuie să stați neapărat alături de noi, pentru că am o invitată care se pricepe tare, tare bine la acest domeniu. Este vorba despre Corina Filip. Îți mulțumesc că ne-ai primit în carei. Și vreau să ne dezvălui așa câteva mici secrete pe care o să poți, bineînțeles. Cum ești, Corina? Nu ne-am văzut de 10 ani. Sau de 5. Undeva între 5 și 10. Bună ziua tuturor! Bine ați venit în carei. Sunt bine. Am evoluat. De când nu ne-am văzut, am trecut prin bune și prin rele, am avut suișuri și coborâșuri, dar am rămas la ce îmi place mie și ce știu eu să fac cel mai bine, la designul interior. Foarte frumos, îmi place cum sună domeniul acesta, este interesant. Corina, tu atunci când ai fost la mine în emisiune, repet, nu știu, între 5 și 10 ani cândva, am vorbit tot despre asta, tot despre design. Uite că ai rămas pe același drum, cum ai spus tu și tu, pentru că asta îți place. Cum a fost atunci, cum este acum? Păi eu am început în 2007. Practic când am terminat facultatea, a doua zi deja am început să lucrez la un birou de design în Oradea. Practic atunci am început să descoper eu secretele și adevărul despre această profesie și această meserie. Și apoi am venit în satul mare, am început aici, atunci încă lumea nu era atât de deschisă pentru domeniul ăsta și nu apelau așa ușor la un designer de interior. Încet, încet lumea a început să vadă de fapt utilitatea acestui domeniu și faptul că este un plus atunci când, mai ales când începe o amenajare de la zero, sau sunt foarte mulți tineri care își construiesc sau își cumpără un apartament și își doresc să îl aranjeze așa, dacă tot investesc, măcar să iasă cum visează ei. Dar mulți nu știu cum să facă lucrul ăsta sau au o idee, dar nu se leagă. Da, și degeaba ne uităm noi pe internet și căutăm, că dacă nu te pricepi, altfel este ochiul unui specialist. Da, și fiecare spațiu are personalitatea lui, are limitele lui, fiecare proprietar sau beneficiar are stilul lui de viață, dorințele lui, așteptările lui. Atunci când se întoarce acasă, dorește să găsească ceva. Sigur, fiecare spațiu are intimitatea și personalitatea lui. Da, mulți probabil fug și în zilele noastre de un designer de interior pentru că se gândesc că o să-mi iau o groază de bani, mai bine încerc eu să fac. Da, este adevărat, dar să știi că din ce în ce mai multă lume începe să vadă importanța unui designer. Pe vremuri când am început, multă lume vedea ca pe un lux. Deja se vede ca o necesitate. Nici prețurile poate nu mai sunt chiar așa piperate ca și atunci la început. Sunt tot mai mulți designeri de interior și e foarte bine că e tot în dezvoltare acest domeniu. Eu văd că lumea se deschide, chiar și în carei, ceea ce acum 10 ani nu aș fi sperat să lucrez în orașul meu drag, dar mă bucur foarte tare că în ultimii ani 90% dintre proiecte sunt în carei și mă bucur. Foarte frumos, foarte frumos. Te felicit pentru asta. Cum se procedează mai exact? Da, se construiește casa, tu ai niște idei în cap, îți place așa, îți place, mă refer la proprietari, îți plac culorile respective, ți-ar plăcea un pic de lemn așa, dar le spui toate aceste lucruri designerului, da?
și pe urmă de acolo începe nebunia. Da, primul pas și eu zic foarte, foarte important este prima discuție cu proprietarul, să îl cunoști cât mai bine, sigur să vezi spațiul și ce poți face. Exact, potențialul spațiului, dar și discuția cu clientul este foarte, foarte importantă, mai ales cea de la început. Aproape că poți să numești designerul mic psiholog, care din discuția aceea de la început încearcă să și reușește de cele mai multe ori să cunoască beneficiarii, ce așteptări au, ce... Sigur, beneficiarul trebuie să-ți spună, uite, îmi place așa ceva sau așa ceva, am eu o traumă cu culoarea portocaliu sau știu eu. Deci toată lumea are câte o chestie din asta, câte o traumă cu câte o culoare sau cu câte o nuanță de lemn că așa avea când era mic sau știu eu. Și atunci e foarte importantă discuția aceasta de la început. Bănuiesc că se schimbă multe și pe parcurs, pentru că probabil tu ca și proprietar ai o dorință și ți-ar plăcea așa. Iar când vine Corina și spune asta costă atât, asta costă atât, păi nu mai vreau chiar așa. Să știi că mie tot timpul mi-a plăcut să cred că un interior poate să arate foarte, foarte bine cu bani puțini, adică puțin. Sigur, toate costă, dar da, exact, nu cu o investiție enormă. Și mie îmi plac foarte mult genul ăsta de amenajări. Este provocare mai mare până la urmă pentru tine. Da. Și de obicei spațiile mici, gen garsoniere sau apartamente, îmi plac foarte mult pentru că mă incită și îmi stârnesc imaginația și îmi pun la treabă acolo neuronii ca să gândesc fiecare colțișor să fie cât mai practic. Asta iară e o chestie foarte importantă și mulți poate nu o iau în seamă. Designul în primul rând se referă la utilitate, adică spațiul acela în primul rând să fie practic și după aceea sigur că îl facem să arate frumos, dar în primul rând să fie util. Sunt sigură că vii și tu cu propuneri, cu recomandări, cu ce ar merge. Sunt ascultători oamenii. Da, și la acest aspect mă ajută foarte mult proiectarea 3D. Eu proiectez interioarele într-un program special, al cărui finalitate sunt niște imagini fotorealistice a viitoarei amenajări. Adică omul își vede casa gata amenajată înainte ca aceasta să fie gata amenajată. Și atunci, în momentul în care vede poza, foarte mulți îmi spun că, wow, nu mă așteptam să arate așa sau la ideea asta nu m-am gândit și uite ce bine se rezolvă spațiul ăla sau asta mă ajută. Chiar dacă la început le spun, uite, mie mi s-ar părea că aici s-ar potrivi nu știu ce, sunt așa un pic sceptici la început, îi observ eu așa că nu au așa mare încredere, dar după ce văd imaginea în sine, te conving ei. Ai avut și clienți care au vrut să meargă neapărat pe, nu știu, pe două, trei culori și tu în mintea ta știai că nu merge și nu merge și ei insistau și a trebuit să faci așa cum vor ei. Nu neapărat, nu. Majoritatea dintre cei care apelează la un designer sunt aceia care nu prea au idee ce să facă cu spațiul acela. Sunt persoane care pur și simplu știu dinainte, eu așa îmi doresc sau îmi plac nuanțele acelea, eu așa în stilul ăsta aș vrea, dar majoritatea sunt aceia care mă lasă oarecum liberă și să știi că ies foarte bine acele proiecte în care am eu libertatea asta să nu neapărat să decid, pentru că tot timpul clientul este și beneficiarul este cel care decide. Eu tot timpul le spun, nu eu aleg, eu îți propun anumite variante, tu ești cel care alege, pentru că ție trebuie să-ți placă, tu vei vedea în fiecare zi lucrul ăla când intri în casă și atunci eu le dau oarecum impresia că ei sunt aceia care hotărăsc. De fapt, așa și e. Corina, referitor la asta, ca și la haine de altfel, acum se poartă ceva, poate dacă o să te uiți peste vreo 10 ani să zici mă, de ce am pus acolo așa, că mergea altceva? Cum e moda asta în mobilă, în decorare? Ca orice modă, vine și pleacă. Eu tot timpul îndemn clienții mei să nu se ia după modă, ci după ceea ce simt ei și ceea ce le place lor. Dacă e la modă, de exemplu, blemarenul,
Și lui nu-i place această culoare, de ce să o pună în interiorul lui, în interiorul casei lui, dacă lui nu-i face plăcere să o vadă zi de zi, nu? Și atunci tot timpul îndemn să lase sufletul lor să-și pună amprenta în amenajare. Înțeleg, dar chiar și așa, la un moment dat, probabil cu toți zicem, ah, aș fi făcut altfel dacă ar fi să... Sau cât durează? 5 ani probabil și pe urmă? Asta se întâmplă mereu, pentru că domeniul acesta se dezvoltă mereu, apar materiale noi, apar tot felul de idei superbe, în fiecare zi altceva, și eu le spun tot timpul clienților să te aștepți că peste câteva zile o să vezi ceva foarte frumos în altă parte, dar ideea este să creăm împreună cu beneficiarul un interior în care el să se simtă perfect, să se simtă acasă, da? Confortabil, și să-i placă zi de zi să le vadă, chiar dacă moda se schimbă, să-i placă mereu. Ce preferi tu în acest moment la o casă? Eu ce prefer? La o casă. Nu știu ce prefer. Ce-ți place ție să lucrezi? Ce culori îți plac? Cu ce nu dai greș niciodată, să spun așa? Nu pot să zic că fac proiectele neapărat după gustul meu, pentru că nu ar fi corect. De aceea există și acea discuție cu beneficiarul de la început, când încerc să aflu preferințele lor. Dar mă gândesc că ai tu niște preferințe ale tale. Desigur, dar să știi că sunt foarte influențată și de preferințele clienților. Și, de exemplu, nu-mi plăcea rozul. Nu prea. Eu sunt cu negru, cu astea mai dark, așa. Nu prea îmi plăcea mie roz și astea de fetițe, așa. Dar, bineînțeles, am avut clienți care și-au dorit un pic de roz prăfuit, niște nuanțe pastel, și am ajuns să le îndrăgesc și eu, pentru că am văzut cât de bine arată și... Uite, așa mă educ și eu împreună cu clienții mei. Deci, mereu ne îmbogățim unii pe alții. Când intri într-o încăpere, într-un restaurant, oriunde, într-un apartament, într-o casă în care n-ai mai fost și nu ești invitată ca și designer, ești invitată ca și prietenă, ca și invitată, defectul profesional, ce ai schimbat, ce ai pune? Închid ochii. Închid ochii, mai ales dacă e vorba de prieteni sau cunoștinți. Nici odată nu am intrat la prietenii mei în casă să le spun schimba aia sau nu se potrivește tabloul sau... Absolut niciodată, nu. Dacă mi se cere sfatul, da, dar altfel nu. Închid ochii. Dar și când te cheamă, se gândesc de două ori să o chemăm pe Corina, că da, că o să vadă că n-am făcut ceva cum trebuie. Nu. Nu se întâmplă, nu. Îmi spuneai că în Carei sunt sau nu sunt designeri, mai puțin sau nu sunt? Nu prea sunt, nu, nu. În ce sunt mare, nu știu dacă sunt foarte mulți. Eu am observat că au apărut persoane, da, în ultimii ani, da, au apărut mai multe persoane care se ocupă, da. Da, asta e foarte bine, înseamnă că domeniul se dezvoltă, înseamnă că este cerere. E bine. Acum sunt și foarte multe emisiuni TV unde privești cu drag, le privești cu drag când vezi cum transformă un spațiu. Te gândești că chiar trebuie să fie talentată persoana respectivă să transforme un spațiu în care n-a fost nimic probabil și îl face să zici wow. Te urmărești și tu? Da, mai puțin, pentru că nu prea avem timp în zilele astea, dar da, urmăresc. Sigur, acum suntem bombardați din toate direcțiile cu informații, deci chiar avem acces la informații, internet, televiziune, peste tot, cărți, reviste de specialitate, deci chiar putem să ne informăm, dar trebuie să știm și cum să le decantăm, cum să le sortăm, cum să le punem cap la cap. Care este perioada de finalizare, să spun așa, din momentul în care tu te întâlnești cu clientul până să se concretizeze totul? Adică cât durează? Asta depinde mult și de, de client, de meșteri. Designul de interior este un domeniu
care depinde de multe alte domenii și multe alte persoane, deci este un fel de colaborare. Mie îmi place foarte mult să colaborez bine și cu meșterii și cu producătorii de mobilă. Deci este, eu zic că suntem așa ca o echipă, chiar dacă de multe ori nu ne cunoaștem până în momentul în care ajungem în casa respectivă. Mie tot timpul mi-a plăcut să respect fiecare meserie cu care am de a face. Mereu cer sfatul chiar și celor care sunt implicați echipei de muncitori sau producătorilor de mobilier. Deci este așa o echipă oarecum. Am înțeles, deci tu nu doar desenezi, proiectezi în 3D, cum ai spus, și îi arăți clientului. Tu trebuie să participi la montarea mobilei, la... Urmăresc lucrările. Sigur, este vorba de consultanță, asistență și proiectare. Da? Asistența este, practic, urmărirea lucrărilor. Da? Care sunt reacțiile clienților după ce văd ceea ce ai creat tu? Până la urmă creez. După ce văd proiectul sau după ce văd realitatea? După ce văd, de fapt, realitatea, dacă aia este cea mai importantă. De obicei, reacțiile sunt pozitive și este lucrul care mă umple cel mai mult și mă ambiționează și mă motivează cel mai mult. Adică încântarea asta a clientului de la final. Foarte frumos. Am văzut și eu pe rețelele de socializare o parte din munca ta și, într-adevăr, faci bine ce faci. Îți mulțumesc tare frumos că ai acceptat invitația în emisiune și sunt sigură că mulți telespectatori care n-au fost convinși ce să facă cu spațiile pe care le au, vor apela la tine. Să sperăm, Doamne ajută! Și mulțumesc și eu pentru interviu. Cu mare drag!